Vă salut și mă bucur să fiu cu voi și în această seară la De Vorbă cu doctorul. Sunt Consuela Bălașa și, așa cum bine știți, înainte de a da startul emisiunii propriu-zise, vreau să o ascultăm împreună pe Andreea Mocan, colega mea care este farmacist și care ne va face o scurtă introducere în subiectul pe care vom dezbate în această seară. Ne va vorbi despre detectarea virusului HIV. Așadar, venim să urmărim împreună. Infecția cu virusul imunodeficienței umane și manifestarea bolii ce îi poartă numele de sindromul imunodeficienței umane dobândite au fost recunoscute ca maladie nouă în Uganda la sfârșitul anilor 1970, când a fost inițial denumită Slime Disease, adică boală cașectizantă, deoarece s-a făcut asociere cu o inexplicabilă scădere ponderală. Denumirea de SIDA sau AIDS din engleză a fost stabilită de Organizația Mondială a Sănătății. Astăzi se cunoaște faptul că în cursul evoluției SIDA, mai devreme sau mai târziu, apare scădere ponderală și diaree acută sau cronică. Viața pacienților este pusă în pericol datorită lipsei elementelor specifice de apărare. Astfel că, pe fondul unui sistem imunitar distrus, apar infecții diverse. Totuși, starea de nutriție individuală a pacientului ridică multe probleme, iar când masa musculară ajunge la 55% din greutatea normală, în funcție de vârstă, sex și înălțime, moartea este iminentă. În România, în anul 2016, s-au depistat peste 650 de cazuri noi de HIV-SIDA. Din păcate, riscul contaminării este real și astăzi. Datorită procentului mare de sex neprotejat, dar și a altor cauze generate de mediul și de condițiile de trai, de zonele geografice, de stilul de viață, există și acum, pe piața din România, un autotest pentru depistarea infecției HIV. Acest autotest a apărut în 2017. Se eliberează fără prescripție medicală și poate fi utilizat acasă, în liniște și în confidențialitate. Testul se cumpără direct din farmacie și vine în ajutorul celor care se tem de stigmatizarea socială, nedorind să se adreseze serviciilor de sănătate publică sau a laboratoarelor private. Autotestul va da un rezultat pozitiv dacă infectarea a avut loc cu cel puțin 3 luni înainte de testare. Dacă nu au trecut 3 luni de la contaminare, poate să dea un rezultat fals negativ și de aceea este nevoie să se repete testul periodic, mai ales pentru persoanele care trăiesc în zone și în condiții de viață sau cu un stil de viață favorabile infecției cu virusul HIV. Testul presupune prelevarea unei picături proaspete de sânge din vârful degetului, iar rezultatul se afișează în 15 minute. Autotestul dispune de un kit de testare și un prospect cu toate instrucțiunile necesare, fiind exemplificat prin imagini modul de folosire. Kitul cuprinde o lanțetă de siguranță, un dispozitiv de înțepare, testul care are un dispozitiv de prelevare a picăturii de sânge și o compresă. Este ușor de realizat și evidențiază prezența anticorpilor anti-HIV-1 și sau anti-HIV-2. Este un test de unică folosință. Rezultatul apare sub forma unei linii. Acest test completează opțiunile de diagnosticare existente. Dacă rezultatul este pozitiv, atunci pacientul trebuie să facă alte teste pentru confirmare, astfel că trebuie să meargă la un spital de boli infecțioase sau la o secție de boli infecțioase a unui spital. Acest test este recomandat persoanelor care doresc să-și evalueze starea de sănătate din punctul de vedere al infecției cu virusul HIV. Autotestul este recomandat oricărei persoane care a fost expusă unei infecții HIV. Testarea HIV este singura metodă prin care se poate afla dacă ești sau nu infectat HIV. În Franța, autoritățile responsabile cu sănătatea încă din 2009 recomandă ca toată populația cuprinsă între 15 și 70 de ani să facă acest test măcar o dată de-a lungul vieții, chiar dacă nu știu sau nu cred că au fost expuși infectării. Categoriile de persoane care trebuie să se testeze cu regularitate sunt: persoanele care au avut mai mult de un partener sexual în 12 luni, consumatorii de droguri pe cale venoasă, injectabile, persoanele care practică prostituția, sexul comercial, persoane ale căror parteneri sunt HIV pozitiv,
Persoane care provin din zone cu răspândire mare, în Africa sau Caraibe, persoane care lucrează sau au deplasări frecvente în străinătate, marinari sau șoferi. Îți mulțumim foarte mult, Andreea, pentru această introducere. Alături de mine se află domnul Adrian Abagiu, care este medic primar în boli infecțioase. Vă salut și vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți cu noi în această seară. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. În minutele care vor urma vom întări sau vom infirma ceea ce colega mea deja a prezentat. Aveți o primă impresie, opinie? Da, sunt perfect de acord cu faptul că multă lume n-ar dori să afle alții despre statusul lor de persoană infectată, dar consider că e mult mai corect și de preferat testarea într-un mediu spitalicesc, cum sunt unitățile de boli infecțioase, unde se sau oriunde în alte cabinete care sunt disponibile, unde se oferă în prealabil o consiliere pretestare. Pacientului se explică care sunt posibilitățile în funcție de ceea ce el declară vis-a-vis de comportamente la risc, care ar putea să fie rezultatul, îi se explică implicațiile. În general, aceste teste de screening este preferabil să aibă rezultate fals pozitive. Deci ele preferă să detecteze în plus decât să treacă pe lângă o boală și să spună am făcut testul, e negativ, omul să fie liniștit. Deci un test din acesta rapid, autotest, cum a fost descris, poate să aibă un număr de rezultate fals pozitive și de aceea, fără să speriem foarte mult pacientul, el trebuie să se prezinte într-o unitate unde să se facă testele de confirmare. De aia, dacă își face singur pacientul și este pozitiv, poate să intre într-un sindrom depresiv care îl face chiar să renunțe la prezentarea la doctor. Deci cred că este de preferat ca testarea să se facă într-o unitate sanitară avizată sau există o mulțime de fundații și de ONG-uri, organizații non-guvernamentale care oferă posibilitatea de testare rapidă și nu numai pentru infecția HIV, ci și pentru hepatita B și C. Vă mulțumesc tare mult! O primă întrebare pe dumneavoastră special. Ce înseamnă că ești HIV seropozitiv și ce înseamnă boala SIDA? Practic, în momentul în care o persoană se infectează cu virusul HIV și îi apar în organism anticorpii anti-HIV, are acea serologie pozitivă, pacientul este purtător de virus, poate să transmită infecția pe cale sexuală sau prin sânge, deci prin obiecte tăietor-înțepătoare. Infecția nu se transmite prin strângere de mână, nu se transmite bând apă sau mâncând cu același tacâmuri, cum sunt alte credințe. Deci, strict este o infecție care se are transmitere pe cale sexuală, prin obiecte tăietor-înțepătoare și pe cale verticală. Mama bolnavă poate să transmită infecția copilului nou-născut. Frecvența nu este foarte mare, dar este un alt mod în care se poate dobândi infecția HIV. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt seropozitiv, am HIV, infecția HIV. În momentul în care boala progresează și în funcție de diferite tulpini de virusul, această progresie poate să fie mai rapidă sau mai lentă, în momentul în care imunitatea mea se prăbușește sub 200 de celule CD4, a spus colega că sunt celule imunitare, sunt niște celule ale aparatului imun speciale, sunt un fel de sergenți, ca să zicem așa, care direcționează, comandă, instruiesc masa mare de celule de apărare, aceste celule CD4. În momentul în care numărul lor scade sub 200, în acel moment intru în faza de SIDA, de formă severă de boală.
Pentru că inițial primele și majoritatea cazurilor au descrise și au apărut în Africa, unde densitatea de doctori, ca să zic așa, și de cadre medicale era foarte redusă, cu atât mai mult posibilitățile de laborator, există și o definire clinică. Deci există, așa zisul HIV asimptomatic, boli sugestive că cineva ar avea infecție HIV și boli care sunt definitori, cum este, spre exemplu, pneumocistoza, o formă particulară de infecție pulmonară severă, cum este sarcomul Kaposi și o formă de cancer cutanat, cum este tuberculoza, care este foarte frecventă în țara românească, din păcate, și este cauza principală de boală asociată infecției HIV pentru țara noastră. Deci acești pacienți care au bolile definitorii și ei sunt catalogați ca SIDA. Deci chiar dacă imunitatea lor este peste 200. Deci cam asta este definiția de seropozitiv. Ca să facem o paralelă, este ceea ce la pacienții care sunt purtători de virus hepatitic B sau C, au hepatită cronică, iar când funcția hepatică scade foarte mult, se ajunge la ciroză. Ciroza fiind faza terminală, echivalentul SIDA-i la hepatite. Am înțeles. Ce sunt virusurile și prin ce se diferențiază de bacterii? Virusurile sunt organisme mai simple decât bacteriile. Ele au de regulă un singur acid nucleic, fie ARN, fie ADN, de deosebire de bacterii care conțin amândoi acizi nucleici. Din această cauză sunt niște organisme simple care necesită dezvoltarea în corpul celulelor și înmulțirea în corpul celulelor sau ale bacteriilor, ale altor microorganisme. Și în general, față de virusuri, care numeric, să zicem, sunt mult mai multe decât bacteriile, există ceva mai puține tratamente față de antibioticele pentru infecțiile microbiene. Numai că în cazul HIV-SIDA, cercetările din ultimii 20 de ani au adus pe piață peste 20 și ceva de medicamente, de molecule cu care se poate trata cu succes această boală și practic după 2000, când s-a introdus asocierea terapeutică, deci folosirea cel puțin 3 medicamente cu efect cumulativ, infecția poate fi stăpânită și s-a îmbunătățit foarte mult speranța de viață a pacienților cu infecție HIV față de pacienții în alte boli pentru care încă nu avem tratamente. Condiția este ca pacientul să-și ia corect și susținut terapia. Sunt mai greu de stopat infecțiile virale decât cele bacteriene sau fungice? În principiu nu, cu condiția, repet, să iau tratamentul. Țara românească are o particularitate. Noi am avut în anii 87-89, sfârșitul anilor 80, am avut, datorită, să zicem, lipsei de cunoștințe medicale la momentul respectiv, o cohortă, s-a creat o cohortă de copii care au fost îmbolnăviți la naștere sau după naștere prin niște servicii medicale, acum putem spune incorrecte, dar la vremea respectivă și eu, când am fost în școală, am fost vaccinat toată clasa de 30 de colegi cu 3 siringi și fiecare siringă avea 10 ace. Se schimba de la un elev la altul acum. Doar acolo. Slavă Domnului, nu ne-am îmbolnăvit pentru că la vremea respectivă, să zicem, frecvența și densitatea virusului HIV în populația din România și în alte zone era mult mai mică. Deci s-a creat această cohortă, ceea ce a făcut ca să avem niște particularități ale infecției pentru țara românească, ce este de subliniat și de lăudat corpul medical care a fost implicat în îngrijirea acestor copii, este că la ora actuală din acea cohortă de vreo 10.000, peste 6.000 sunt încă în viață, ceea ce la vremea respectivă nimeni nu ar fi crezut, dar în momentul în care
terapiile specifice au apărut, s-a militat și Ministerul Sănătății a înțeles datoria morală să se ofere tratament acestor copii care erau îmbolnăviți fără vina lor. În ultimii ani avem o nouă epidemie, să zicem, de infecție HIV, care a apărut în rândul consumatorilor de droguri după anul 2009, când pe piață au apărut păcătoasele de legale, așa zise, droguri legale, stimulante, care prin patternul lor de administrare și de injectare au favorizat răspândirea infecției HIV în rândul consumatorului de droguri și prin faptul că nu am fost capabili în ultimii 5-7 ani să oferim un număr suficient de siringi pentru injectarea cu siringi noi și atunci să împiedicăm răspândirea între consumatorii de droguri a infecției. Cam asta este situația epidemiei în România la ora actuală. Începând cu 1985, când a fost declarat confirmat primul caz de infecție HIV în România, la ora actuală avem puțin peste 22.000 de cazuri cumulative, inclusiv pacienții care au decedat. Sunt vreo 16.000 în viață, da? În evidență activă, adică cei care sunt văzuți cel puțin o dată pe an, sunt peste 14.000. Și cred că în jur de 10.000 sunt în tratament antiretroviral, deci primesc tratamentul gratuit de la statul român. Vă mulțumesc tare mult. Înainte de a continua șirul întrebărilor, aș dori să le rog pe cei care ne privesc, fiind un subiect interesant și cred că prețios, pentru că este important să fim informați, v-aș ruga să distribuiți această emisiune pentru că ne dorim să ajungem la urechile cât mai multor oameni. Următoarea mea întrebare sună cam așa. Cum acționează acest virus și de ce este atât de periculos? Am explicat. Virusul practic pătrunde fie din secrețiile sexuale, în cadrul sexului neprotejat, fie prin manevrele tăietor-înțepătoare, folosirea în comun a forfecuțelor, a unghierelor, a siringilor. Poate fi transmis chiar și în condiții de tatuaje făcute în condiții incorrecte, cum de obicei se întâmplă, spre exemplu, în penitenciare. În penitenciare există așa numiții tatuatori care au ustensilele lor confecționate artizanal, cu care se oferă și tatuează mai mulți deținuți și ăsta este un mod prin care se poate folosi. Se poate transmite prin folosirea în comun a aparatului de ras. Iarăși este un mod transmitere și, bineînțeles, se poate, a treia formă principală de transmitere este transmiterea verticală de la mamă la făt în momentul nașterii. Din punctul ăsta de vedere, în țara românească există ghiduri care spun clar că femeia gravidă seropozitivă naște obligatoriu prin cezariană și nu alăptează copilul. Au fost cazuri, din nefericire, scăpări ale sistemului sanitar, gravide care ajung, mame cu copii, care ajung în diferite spitale, unde la externare, bineînțeles, recomandarea de alăptare, alăptatul la sân este o metodă excepțională de protecție a copilului prin transmiterea anticorpilor de la mamă, dacă mama a făcut boala sau a fost vaccinată. Și asta este un lucru important. Transmite imunitatea copilului, care în primele luni de viață nu se îmbolnăvește și după aceea, dacă intră în programul național de vaccinare, începe încet, încet să acumuleze anticorpii pe care îi face propriul organism. În aceste condiții, în biletele de ieșire din toate spitalele spune alăptatul la sân este obligatoriu sau este foarte important. Și atunci s-a mai întâmplat ca gravide bolnave care n-au alăptat copilul până la momentul X, în momentul în care, dacă a spus domnul doctor că îi face bine, îl alăptează și ne trezim copilul care era neinfectat la naștere și controlat în primele 6 luni după naștere, la un an, doi e bolnav. De ce este un virus periculos?
Este un virus periculos, e un virus periculos pentru că intră cam în toate zonele sanctuare ale organismului, se folosește de celule de apărare, intră în macrofage care trec inclusiv în bariera hematoencefalică și infectează sistemul nervos. Intră în testicule, deci intră în, inclusiv în corpul vitros, în globul ocular. Deci în niște zone mai greu accesibile sistemului imun, unde el își creează aceste sanctuare și în prima fază infecția ajunge la nivelul tubului digestiv, unde este cel mai mare organ limfatic, unde acolo distruge, cu cât reușește în prima fază a bolii să distrugă mai multe celule din acestea CD4, cu atât evoluția bolii va fi mai proastă ulterior. S-a elucidat totuși marea întrebare. Este virusul HIV un virus scăpat din laborator? Da. Există multe păreri. Au mai funcționat pe Facebook mesaje că ar fi unul dintre doctorii care au descoperit virus, a recunoscut că el ar fi făcut la comanda diferitelor servicii. E greu de spus. Atâta timp cât virusuri similare există și la animale, la maimuțe, diferite specii de maimuțe din Africa, e greu de spus dacă acest virus a fost fabricat. Natura putea, prin trecerea virusurilor de la primate la persoane în timp, într-un timp îndelungat, putea să ducă la acest formă de selectare acestor forme de virus. Pe de altă parte, prin însuși faptul că sunt peste 7 subtipuri de virus, e greu de spus că cineva s-a apucat. Dacă cream un tip de virus, nu cream 7 subtipuri de virus. Deci de asta spun, discuții vor fi întotdeauna, așa cum e veznica discuție, ce e înainte, ou sau găina. Vreau să vă întreb acum, dacă sunt simptome evidente când se declanșează virusul, înainte de a se declanșa boala? Nu, din păcate, doar cam 10% din pacienții care sunt infectați dezvoltă la interval, să zicem, în jur de 6 săptămâni, 6-8 săptămâni, pot să dezvolte un sindrom cu adenopatii, mai ales la nivelul extremității cefalice, dar nu numai, cu febră, cu stare generală proastă, este numit un sindrom mononucleozis, deci asemănător unei infecții cu virusul Epstein-Barr. Dar, repet, sunt puțini pacienți care au această simptomatologie și pot să fie diagnosticați. Din punctul ăsta de vedere, în toată lumea se recomandă screening cât mai larg, la nivel populațional. Din punctul ăsta de vedere, toate gravidele trebuie să știe că trebuie testate și în trimestrul 1, prin luna a 3-a, dar și în luna a 8-a, existând posibilitatea că dacă testul a fost negativ la luna a 3-a, ea să fi fost, cum a menționat și colega, în acea perioadă de fereastră și să nu diagnostichez. De ce este foarte importantă testarea gravidei? Pentru că dacă gravida reușește să ia 3 luni tratamentul, măcar o lună înainte să nască și naște prin cezariană, practic riscul ca copilul să se îmbolnăvească scade sub 1%. Dacă la 3 luni de tratament e 0. Această testare se face la cererea graviduței sau este un test obligatoriu? În mod normal, pe regulamente și ghiduri, este un test obligatoriu, dar din păcate, în condițiile țării noastre, există, cred că, cel puțin 15%, nu știu cifrele exacte, dar cam atâta, cel puțin 15% din gravide ajung la spital cu copilul în salvare sau nasc în următoarea jumătate de oră de când au ajuns la spital și nu au niciun consult în perioada de graviditate. Nu ajung la medic. Și atunci ele sunt, la ora actuală, cel puțin în maternitățile din București, în sala de nașteri sunt testate. Se fac testele rapide, da, la mamă, ca să vedem dacă este. Pentru că măcar copilul nu este, de obicei vine cu el în excluzie, nu mai face cezariană, dar măcar copilul nu e pus la sân și este trimis și se dau siropelele care există în încercarea să împiedicăm infectarea acestuia.
Așadar, când este, care este momentul când simptomele evidente apar? Depinde de virus. Subtipul F predominant, care este în țara noastră luat din Africa, transmis din Africa, din regiunile Congo, Angola, este un subtip cu evoluție lentă. Practic, evoluția fiind de 15-20 de ani de la momentul infectării până când ajung pacienții în faza de diagnostic. Am avut încă în ultimii 4-5 ani, deci de fapt cred că chiar 6-7 ani, am avut pacientă clar infectată la naștere, sunt așa zisi, care a ajuns la noi cu imunitate redusă, acei lent presenters, deci depistați la 23 de ani de la naștere, deci avea 23 de ani, născută perioada 87-89, dar provenind dintr-o familie bună, cu un regim de viață și de alimentație echilibrat, boala a progresat foarte lent. Deci există mai nou, din păcate, în urma apariției epidemiei la consumatorii de droguri, aceștia circulă în toată Europa, se droghează în comun unii cu alții și au apărut așa numite subtulpini recombinante. Virusul B, care este virusul specific Europei de vest cu alte cu virusuri, și au apărut niște recombinante, o tulpină BGF14, un virus recombinant, care are o evoluție foarte rapidă, cu deces la 2-3 ani, dacă pacientul nu face tratament. Deci forme sever, rapid evolutive. Cât timp de la momentul infectării cu virusul HIV apare, se declanșează boala? V-am zis, e în medie, da? Pentru subtipul F poate să fie 15-20 de ani, mai contează și modul de viață al pacientului. Spre exemplu, pacienții care se injectează cu stimulante, stimulantele din familia amfetamina, metamfetamina, au apărut ca să trateze obezitatea. Ca sub amfetamine ești mulțumit, nu mai îți taie foamea și atunci, da, după aia s-a văzut că creează dependente. În țara românească există încă multe paciente dependente de silubin, care era o amfetamină aprobată acum vreo 30 de ani pentru tratamentul obezității. Deci este, depinde și deci cei care își fac stimulante și nu mănâncă, practic se deproteinizează și se cașectizează, ceea ce spunea și colega, mult mai repede. Deci practic ei își spoliază organismul prin lipsa aportului, mai au și infecția HIV și atunci bineînțeles că progresia va fi mult mai rapidă. Am avut pacienți care au reușit să stopeze consumul de legale și imunitatea le-a crescut în 3-6 luni cu 2-300 de celule. Ceea ce nu se întâmplă sub tratament. Sub tratament, virusul în general devine nedetectabil cam la 4-6 luni de la inițierea tratamentului, iar imunitatea crește treptat cam cu 100 de celule în medie pe an. Care ar trebui să fie atitudinea societății, a familiei, în cazul unui seropozitiv? Deci, din păcate, cea mai mare stigmatizare este, nu mai așa de mare cum a fost acum 25 de ani, dar este și în rândul corpului medical. Am avut mari probleme în primii ani cu pacienții seropozitivi care au nevoie să ajungă la dentist, spre exemplu, la stomatolog. I-am învățat, spune stomatologului că ești seropozitiv. Foarte mulți colegi stomatologi, acum 20-25 de ani, au reacționat, îmi pare foarte rău, nu te îngrijesc. Care a fost reversul? La următorul stomatolog nu i-a mai spus. Da? Și atunci e adevărat că trebuie să respectăm precauțiile universale, să nu te îmbolnăvești tu ca doctor și să nu îmbolnăvești pacientul. Numai că se știe că există elemente din trusa de stomatologie care nu pot fi sterilizate 100% prin procedurile normale, uzuale de zi cu zi. Și atunci, iarăși, riscul există. De aceea e important ca doctorul, dacă pacientul spune, să, bine,
ar trebui să mă compor cu toți ca și cum ar fi îmbolnăviți. Dar există, spre exemplu, mulți stomatologi care sunt infectați cu virusul C, care probabil l-au luat de la pacienții lor în momentul îngrijirii. Am verișoare care sunt stomatologi și care recunosc că cel puțin o dată pe lună li se întâmplă să se înțepe, să se taie cu freza, cu acul, cu să aibă o soluție de continuitate cu sânge, cu o unealtă care a fost folosită la pacient și deci este contaminat. Da. Ce trebuie să facă un pacient care tocmai a descoperit că este HIV pozitiv? Deci, în primul rând, trebuie să vină să i se confirme infecția. În spitalele noastre avem servicii de tip complex, inclusiv cu psiholog, pentru că este necesară. Medicina ultimilor 20 de ani în toată lumea și, să zicem, în ultimii ani și în România, au arătat că o mulțime de boli care au potențial să creeze un sindrom depresiv, tratamentul medical trebuie să fie asociat de tratamentul psihologic, de psihoterapie, cum sunt pacienții cu cancer. Și pacienții seropozitivi au nevoie de o susținere să li se explice. Există o echipă complexă cu asistentul social, cu psihologul, cu psihoterapeutul, cu colegii de alte specialități care să le ofere îngrijiri medicale de specialitate. Practic, la Matei Balș s-a constituit în ultimii 15 ani o unitate, un ambulatoriu cu practic toate, cât mai multe din specialitățile conexe, tocmai pentru a asigura pacienților seropozitivi servicii medicale de oftalmologie, dermatologie, pneumologie, în contextul în care, trimițându-l în rețea, există riscul ca pacienții să fie refuzați. A scăzut foarte mult refuzul și percepția. Cu cât populația și medicii sunt mai educați despre ce este infecția HIV, cum se poate transmite ea, da? Și că nu e ciumă, da? Teoretic, există mult mai mult sprijin și mult mai multă ușurință și în rândul lor în a trăi cu boala pe care o au. Sunt norme de igienă sau de protecție de care trebuie să țină cont un seropozitiv pentru binele atât a lui cât și pentru apropiații? Teoretic, el trebuie să aibă obiectele de igienă personală de unică folosință, să aibă grijă să nu folosească nimeni după el aceste obiecte. Noi încurajăm pacientul în momentul în care îi se aduce la cunoștință diagnosticul. Conform legislației internaționale și în România, îi se comunică diagnosticul și el este cel care decide cui mai are voie, dacă mai are voie medicul curant, să dezvăluie diagnosticul. Noi încercăm împreună cu psihologul și cu psihoterapeutul să-l convingem, să anunțe această posibilitate de infectare partenerilor sexuali, altor medici când se duc la consulturi. Tocmai pentru că să evităm riscul de infectare sau măcar să testăm partenerii sexuali să vedem dacă sunt sau nu bolnavi. Nu orice contact sexual poate să îmbolnăvească, dar pe de altă parte poți să te îmbolnăvești de la orice contact sexual neprotejat. Ne-ați tot precizat de acest tratament. Vreau să vă întreb în detaliu ce înseamnă acest tratament, ce presupune? Acest tratament presupune administrarea unui număr de la o bulină pe zi. Există la ora actuală, se pare că în următoarele luni o să avem și noi acces la tratamente de felul ăsta. Deci o bulină, două buline, până la 6 buline la ora actuală cel mai mult pe zi, care trebuie luate o dată sau de două ori maximum pe zi, toată viața. Se arată că rezultate bune ale tratamentului sunt dacă avem o aderență de cel puțin 95%.
Asta înseamnă pentru un medicament care trebuie luat dimineață și seara, deci de 60 de ori într-o lună cu 30 de zile, am voie să sar cel maximum 3 doze și sigur să nu fie consecutive. Deci înseamnă un efort. Îndemnăm pacienții să-și pună ceasul pe telefon, remindere, să ia bulinele. Din cauza acestei cohorte de copii de care vorbeam, care pe de altă parte foarte mulți nu li s-a spus, pentru că la minor diagnosticul se comunică numai cu acordul tutorelui. Foarte puțini părinți au fost de acord să li se spună diagnosticul înainte de 18 ani. Momentul când la 18 ani li s-au spus, au fost o mulțime de șocuri și de probleme la dezvăluirea diagnosticului. În momentul însă, acești pacienți care au luat ani de zile, deci au 20 de ani, unii de ei, de luat buline, diferite tratamente, pentru că de câte ori apărea un tratament și ni se părea că nu răspunde bine la schema, nu mai răspunde la schema pe care o a avut-o înainte, schemele se schimbau, a apărut acea oboseală terapeutică, să iei buline zi de zi, la un moment dat te saturi. Și mai ales că luând bulinele tu te simți bine. Și ai impresia că de fapt, mai circulă și pe internet tot felul de năzbâtii, că nu există, am văzut, nu există HIV, este o boală produsă de loabiseptol și alte tâmpeni. Da? Și atunci când circulă în mediile acestea niște informații mai mult sau mai puțin medicale care nu sunt verificate, apare acea renunțare. Și până când nu se îi scade imunitatea și apar semne de agravare, nu reușești să-l convingi că trebuie să ia un tratament. Existând riscul ca între timp virusul să fi devenit rezistent la schema de tratament pe care a renunțat-o, la care a renunțat și care, dacă ar renunța la ea brusc, n-ar fi rău. Dar de obicei, pacienții au idei. Se pare că de la bulina asta e rău și nu le ia pe toate trei, ia două. Și iarăși crește șansa de apariție a rezistenței. Sunt lucruri pe care, din păcate, ar trebui discutate cu pacientul. În condițiile în care volumul de muncă și numărul de pacienți pe doctori în țara românească e foarte mare, da? Sunt foarte mulți doctori din toate specialitățile care au plecat din țară. Și atâta timp cât nu ai timp să stai de vorbă, încerci să ajuți să delegi la echipă, la asistentă, la asta. Dar, per global, personalul medical în unitățile din țara românească e supra-solicitat. Și nu are timp să facă această educație. Trebuie vorbit cu pacientul ce trebuie să mănânce, că să mănânce cât mai sănătos, să evite băuturile carbogazoase care te deshidratează și îți dau cantități mari de zahăr, ceea ce nu fac bine organismului, care oricum e stresat de tratamentul antiretroviral și de infecție. Deci aici trebuie lucrat. Sunt succese cu asociațiile pacienților. UNOPA, Asociația Pacienților Seropozitiv din România, este o unitate bine închegată cu mulți voluntari care ajută și încearcă să se ajute între ei, dar sigur că este loc de mai bine. Asociația Română Antisida, ARASU, are programe inclusiv de schimb de siringi, inclusiv de testare în teren, testare gratuită a pacienților care vin la schimbul de siringi, direcționarea către servicii de tratament, care din păcate și astea sunt puține, cam sub jumătate din cât ar trebui să avem număr de locuri la tratament pentru pacienții care se droghează, dar sigur s-au făcut foarte mult. Repet, faptul că peste 60% din cohortă sunt în viață și au copiilor, copii sănătoși, este un succes al Școlii Medicale Românești de Boli Infecțioase. Fără să-mi doresc să speriem pe cineva, dar este important să fim informați, vreau să ne descrieți un pacient care încetează tratamentul sau care nu merge la doctor pentru a se diagnostica.
din păcate... Știm că există un final de drum, da, înainte de termen. Dar până atunci, care sunt simptomele? Pentru că este important să le știm. Din păcate, pacientul se simte bine destul de mult timp, așa cum se simte bine și un pacient care are o hepatită cronică. Până când în momentul în care n-a mai rămas cu decât cu 25% din funcția hepatică, el o duce pe picioare. În momentul în care am ajuns în faza de ciroză, în care foarte puțin parenhim, o picătură îmi varsă paharul și se intră în degringoladă. Mai am șanse să fac un cancer, cum s-a întâmplat în cazuri destul de recente, în care pacientul a fost depistat și a avut o evoluție fulminantă pe hepatita C, probabil din apariția unui cancer, unui hepatom, care are o medie de supraviețuire și rezultate la tratament destul de proaste în toată lumea, nu numai la noi. Deci, până inclusiv în infecția cu HIV, cei mai mulți pacienți, când le cade imunitatea mult, fac tuberculoză, pentru că e foarte multă tuberculoză, suntem pe primul loc în Uniunea Europeană, din cauza pacienților seropozitivi care, în momentul în care sunt sub tratament cu de substituție, dacă încep tratamentul pentru tuberculoză și ei n-au anunțat doctorul că iau metadonă, tratamentul pentru TBC îi scade nivelele de metadonă din sânge, îi apar răurile și atunci ce va face? El va lua metadona, nu va mai lua tratamentul. Luând tratamentul, ba luându-l, ba neluându-l, apar tulpinile de tuberculoză rezistentă. Suntem în creștere la cazurile de tuberculoză MDR și iarăși este prost, pentru că ei circulă în metrou, în autobuz și îmbolnăvesc pacienții supra-solicitați, oamenii, să zicem, sănătoși. Dacă te potcovești cu o tuberculoză MDR, este mult mai greu de tratat decât banalul bacil Koch. În loc de 6-9 luni, trebuie să te tratezi un an jumate, în care cel puțin un an te tratezi cu o injecție pe zi. Deci, problema și de ce e important să cunoaștem în primul rând cazurile de HIV și să-i tratăm, este pentru sănătatea celor din jur. Având în vedere că după 2002, după 2010, tratamentul a scăzut foarte mult, a devenit ieftin, a devenit accesibil, inclusiv în numărul mare de bolnavi din Africa, Organizația Mondială a Sănătății a propus ca până în 2020, în toată lumea, să avem diagnosticați 90% din pacienții bolnavi, să fie 90% în tratament și 90% din aceștia în tratament să fie cu virus nedetectabil. Deci boala la ei practic să nu progreseze și să nu poată să o răspândească în lor, în jurul lor. E un țel nobil, mi se pare cam hazardat. Noi stăm bine una peste alta în sensul că avem față de estimări, avem aproape 90% din pacienții estimați de CDC-ul de la Stockholm, îi avem depistați, avem în tratament destul de mulți, avem probleme cu aderența, mai ales în rândul pacienților drogați, că de câte ori recad în consumul de droguri, iarăși își pierd aderența și grija pentru a-și mai lua tratamentul antiretroviral, dar per global stăm bine față de alte state europene, plus că nu avem o prevalență, numărul, deci la populația noastră de 19 milioane, 22.000 înseamnă o prevalență în jur de 1% în, cred că 1.000, scuzați. Așa, în față de țările europene din vest, unde există prevalențe mult mai mari, deci nu e neapărat o problemă, dar dacă nu ne vom ocupa de acești pacienți care pot să răspândească infecția, dacă nu vom milita pentru testare în masă ca să-mi cunosc statutul, mai ales că există accesibilitate la tratament, sigur o să avem probleme. Există un vaccin pentru acest virus? Nu, nu există vaccin, există încercări, dar protecția este sub 70%, ori ca un vaccin să fie introdus și acceptat, trebuie să aibă peste 90% eficiență, eficacitate în obținerea anticorpilor protectori. Sunt cercetări, dar nu există la ora actuală vaccin.
dar tratamentul este eficace cu condiția să-l iau zi de zi. Vă mulțumesc și o ultimă întrebare pentru că timpul este înaintat. Dacă avem suspiciunea că am fi infectați cu acest virus, cui ne adresăm? Unde mergem? Dacă suntem din sectoarele... Fiind și un subiect sensibil. Da, dacă suntem din sectoarele 1, 2 și 6, venim la Matei Balci. Dacă suntem din sectoarele 3, 4 și 5, ne ducem la Victor Babeș sau la centrele de testare ambulatorii de la Aras, ale Arasului, sau la orice, teoretic, dacă, astea se, aici sunt locuri unde se fac gratuit. Testare cu plată se poate face la orice serviciu de analize medicale particular din România și serologia ELISA, deci nu testul rapid, ELISA, care este o analiză foarte cu specificitate 90% și peste 90%, cred că costă în jur de 30-40 de lei. Deci testul în sine nu este scump. Nu este scump. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară. Aș încerca să obțin o promisiune pentru ocazie viitoare. Plăcere. Vă mulțumesc tare mult. Mai bine, sărut mâna. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi și sperăm să găsiți utilitatea acestor emisiuni. Sunt Consuela Bălașa, până data viitoare, multă sănătate. La revedere!